Pierdut prea mult esența creștinismului real. Între noi și lume astăzi există semnul egal. Nu mai este diferență între sfânt și păcătos. Ce era păcat odată, astăzi e ok, frumos. În biserici credincioșii cu sfială se adunau, dar acum fără rușine, fără teamă în bancă stau. Ba mai mult chiar ce cântă sau recită regulat, vin cu înfățișare de te sperii, ești șocat. Fetele au far pe față, la ochi a creion rimel, unghiile scolorate, buzele cu ruj la fel, pe cap nici o învelitoare, că sunt casa Domnului. Fuste scurte de colteuri, respectul și frică nu-i. La întâlniri și conferințe, pentru tineri la adunări, pantalon maieuri poartă fetele ca la plimbări. Păstorilor nu le pasă, să vină cum vor, nu-i bai. Cum să supăr eu pe fete? Pierd din membrii, frate, stai! Ce să mai zic de păcate, de tot felul printre noi, care să trec cu vederea, de ea suntem breși și goi. De ea nu e părtășie, de ea nu sunt lacrimi, har, de ea suntem breci și singuri, de ea totul e în zadar. Cum să duie o colegă la adunare? S-ar șoca, văzând fete pocăite, cu mult mai firești ca ea. Sau cum să duc în cearta și război între frați? Ce să spună când vedeava că-s nervoși și supărați? Mai un lucru, o grămadă de formați și grupuri vin. Fac turnee, merg prin țară, ducând un mesaj creștin. Însă cum se pocăiește omul simplu și sărac, văzând moda, fala, ritmul, gesturile ce le fac? O iubire vor fi odată, toți acestea ce firesc. Când Iisus va spune rece, nu te cunosc, cine ești? Nu poți să sluzești pe Domnul. Cum vrei tu, El este sfânt. Cu jumătate de măsură vei rămâne pe pământ. Te vei pierde pe vecie dacă ai astfel de trai. Trăzești dacă ai harul, dacă vrei să ajungi în rai. Facă Domnul o schimbare, păstorile pot să stea. Să învețe calea dreaptă, atitudine să ia. Pentru a lor indiferență, aspru vor plăti cândva. Doamne, fă-ne o trezire, iartă-ne în mila ta. Fă să aibă rea resență, creștinismul caltădat. Toți de grabă să ne întoarcem la cuvântul tău curat. Amin.